Internațională de Astronomi a descoperit o galaxie care și-a schimbat clasificarea datorită unei activități unice în interiorul nucleului său. Galaxia a fost clasificată anterior ca fiind o radiogalaxie, dar noile cercetări au arătat altceva. Galaxia, situată la peste 600 de milioane de ani lumină depărtare, a fost clasificată drept o radiogalaxie gigantică cu un diametru de 4 milioane de ani lumină și care are un blazar în centrul său. Un blazar este un nucleu galactic activ, AGN, cu un jet relativist, un jet care se deplasează cu o viteză apropiată de cea a luminii, îndreptat spre un observator. Blazarele sunt obiecte cu energie foarte ridicată și sunt considerate unele dintre cele mai puternice fenomene din univers. Cercetările au arătat că, în cazul acestei galaxii, jetul și-a schimbat drastic direcția, iar acum este îndreptat direct spre noi. Un jet de blazar este format din particule elementare încărcate, cum ar fi electronii sau protonii, care se mișcă cu viteze apropiate vitezei luminii. Acestea se deplasează în cercuri, în jurul unui câmp magnetic puternic, provocând emisia de radiații în întregul spectru electromagnetic. În cazul galaxiei, din cazul de față, jetul ar proveni din apropierea găurii negre supermasive din centrul său. În cazul în care jetul este îndreptat în direcția noastră, emisia este puternic intensificată și o poate depăși cu ușurință pe cea provenită din restul galaxiei. Acest lucru determină erupții de mare intensitate, mai puternice decât cele provenite de la alte radiogalaxii, schimbând astfel clasificarea sa. Cercetătorii nu știu încă ce a cauzat schimbarea drastică a direcției jeturilor. Oamenii de știință cred că ar fi putut fi un eveniment de fuziune cu o altă galaxie sau cu un alt obiect relativ mare, ori o explozie puternică de activitate în nucleul galactic după o perioadă de inactivitate.